Sigur să-l cântim și noi pe cel mai șugar ginerică. Trăiască familia lui. Și ce iubește el? Și-a mai mare fericire, Doamne. Cea mai mare fericire, azi îmi vrea costum de mine. Fericită-i mama mea, că astăzi e nunta mea. Iată cine, fraților, se face safteaua de la Celentano pentru cel mai șugar ginerică. Și toată familia lor, 3 milioane, mulțumim că-i suflet de la Celentano, trăiască familia ta. Cea mai mare fericire, oh, Doamne, azi îmi vrea costum de mine, fericită-i mama mea, astăzi e nunta mea. Iată cine dragi, ridică 2 milioane pentru părinții lui, 4 milioane pentru frații lui și toată lumea 5 milioane. Să rămână din suflet. Ia-uzi. Ia-mi ce spune! Ia-te
emisiune de la Celentano se va de 3 milioane. Încă 2 milioane pentru mine se rămână. Și toată formația asta care când forță se rămână ta și la familia ta. De seară vreau să aruncăm restaurantul în aer. Vă bune. Ia ce spune. Am venit toți frații mei. Și venii mei, acum la nunta mea. A venit la fericirea mea să facă frumoasă, să fie. Ai și o rătunelă de la Nicolae Petrica, acordeonul ăsta, bombardier. Ai, mulți ani trăiască, da, mulți ani.
mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani. Ginerică să trăiască, ginerică să trăiască, mulți ani. Socrii mari să trăiască, socrii mari să trăiască, la mulți ani. Socrii mari să trăiască, socrii mari să trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Astăzi beau de fericire. Îmbrac costumul de mine. Acum la nunta mea să vină toată lumea. Și am mirea sa aleasă alături de frații mei. Ia atențiune! Și drăguț pentru Ginerică și pentru viața lui părinții lui 50 de euro, pentru febreața lui. Fără Ginerică n-are aer. Ia-o-s. Iartă-mă, mamă și tată, Doamne! Iartă-mă, mamă și tată, dacă v-am greșit vreodată. Așa sunt copiii mii, îi supără pe părinții. Iată cine de la Sandu pentru frăciorul nostru cel mai mic, pentru Mătărin. Ia-s-mi. Am făcut-o la valoare, astăzi eu fac nuntă mare. Am făcut să fiu fericit, nu o fac, Doamne, din câștig. Mulțumesc la Dumnezeu, părinții mei m-au susținut. Acum la nunta mea, acum la nunta mea, să vină toată lumea. Azi e fericirea mea, lăutar voi pentru mine, lăutar voi pentru mine, să cântați vreo două
zile, ca să scot focul din mine. Acum la nunta mea a venit toată lumea. Atențiune separată, 10, 11 milioane pentru părinții lui, generică viața lui, 12 milioane pentru frații lui, 13 milioane pentru nepoții lui, pentru mireasa ta, regina ta, 14, și pentru Rafael, băiatul tău, regele tău, 15 milioane. Stop! Copiii mei, copiii mei,
putea să iei vreodată, vă spun. Pentru Finu, și toată lumea prezentă. Și frații tăi să rămână din suflet. Bă, v-am dat, gata, v-am dat, cât vreți să vă dat? De la Husein, pentru nasul mare, și pentru familia voastră, pentru cinerică, și toată lumea, 2 milioane să rămână. Trăiesc viață ca un rege, ce bine ce bine merge. Familie norocoasă. Iată-ți-ne! Vă dea nasul mare în continuare. Încă un milion. Pentru finul lui, și pentru frățiorii lui nasul mare. Trăiesc viață ca un rege, ce bine ce bine merge. Am familie frumoasă, familie norocoasă. Iată-ți-ne! Sau milion, dragile Nică, și toată lumea prezentă. Una, două, trei, cinci. Și viața avem împreună, dă Doamne la toți în casă. Viață ca la mea frumoasă, am copii frumos, sunt nevastă bună. Și viața avem împreună, trăiesc viață ca un rege.
frații lui Ginerică. Și pentru frățelor Tovarișoare. Să rămână din suflet. Fratele meu, frate, atunci când e, mare un dușman pe oară, câte un dușman mare. S-a unit din omul de nivel, leu lângă leu, mor pe ruchie de sol. La Ginerică, continuare, pentru micul 500. Am două cuvinte, copiii mei, copilașii mei. Pentru nașul meu, eu sunt valoarea mea. Vreau să vreau ce alții în viață n-au făcut. Să-mi dea Dumnezeu putere, la băiat să ne fac cu trai bun. Vreau să fac alții în avere, vreau să fac ce alții în viață n-au făcut. Să nu mâna din suflet, toată lumea are banda peste. Ia-o-s, s-a făcut la noastră. Băieții mei, băieții mei, muncesc de dacă pentru ei. Eu sunt valoarea mea, eu sunt valoarea mea. Tăicuțul meu, regele meu, ăsta e boierul meu. Am cea mai mare valoare, am tata cu valoare, tata cu valoare. Băieții mei, băieții mei, muncesc de tati pentru... Iată cine e! Pentru copilul nașul mare, fără număr, fără număr! Pentru copilul nașul! Care la fel ca frații lui Ginerică! Nașul mare! Nașul mare! Nașul mare! Cu valoare! Ultimul răzat! Sunt valoarea mea, eu sunt valoarea mea.
sunt valoarea, eu sunt valoarea mea. Yeah.
Da, domnul cine e încă părere număr. Mi-a luat fata cea dragă, care e cu ea în vacasă. Toți plăcăii s-au mirat când am fost la culunat mâna. Soacra mică-i tare tristă, se roagă la Sfântul Soare să țină ziua. Să trăiască soacra mare, că-i
așa, repa, la banche, mâna, la poșetă, și te banii la orice ce. Mulțumesc, Sărâna! Paie, unde e și socul? Să trăiască soacra mică, că tânără și pustiață. Eu răspund, zi vei. Avem cam la ce de la, de la șervețe? Dumnezeu noroc. Ia deschis în spate acolo, spate, spate la care... Da, în spate. Pe nu aruncă încolo, încolo prima dată. Ce vrei să prindă turtă? Da cum, zic, poate vin binele noroc. Doi bucăleți. Cris, bagă-te în mijloc. Hai că în altă ești. Sunt patru bucăți, bine. Te ajut, te bea tăiată. Dar rupe, ia-i cartonul la Mirel. Da. Ia-te cartonul. Sau ține tu cartonul. Hai, hai, Mireasa trebuie să arunce. Mireasa trebuie să arunce. Ai aruncat în spate, aruncă în față acum, domnișoara Mireasa. Bine, te-a ajuns, că l-a lățit aici, să ceva în cale. Acum. Nu, stai, acum, cu asta, simulezi și urmă. Hai de aici, așa, hai de aici, așa, cu asta, cu asta, s-o da la cineva. Nu mă aruncă pe aia. Acum să ia toată lumea de aici. Aici, eu, știu, s-o dă-mi. Dă-te, mă, la parte, dă-te, tati. Îmi dai un păgân și te apuci un creștin. Aoleu. Ia-i bani din acolo.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, pe vlavie și cu frică de Dumnezeu, intră în credința Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru prea Sfinții cu Părintele nostru, Vincențiu, Episcopul Slobozii și Călărașilor, pentru cinstita preoțime și cea cu Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu, Mădălin și Ana Maria Luiza, care acum se rogodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casa vizitalor lui, spre moștenirea neamului și toate cele vrăcele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru casa vizitalor dragoste, să duci tot pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fie binecuvântați în înțelegere și în credință tare, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie poziție în viață și purtare fără de prigană, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să ne dăruiască o multă cinstită și viață neîntinată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie izbăviți ei și noi ne dune cazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita, sfântă noastră de Dumnezeu, răscătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Prea Sfântă Născătoare, Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și bunica alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu, să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeu cel veșnic, care cu cele despărțite le-a venit cu mine și ai pus dragostea legătură neîntrebită, ce ce binecuvântat pe Isaac și pe Rebeca și i-ai dat pe ei moștenitor făgăduinții tale, însuși binecuvintează și cărubitării aceștia, Mădălin și Ana Maria Luiza. Povătuindu-i pe ei spre toată fața cea bună, tău milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și tu. Și în veci, în veci, în cinstea și mărăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în veci, în vecilor. Amin. Se logodește robului Dumnezeu, Mădălin, cu roaba Dumnezeu, Ana Maria Luiza, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogotește robul Dumnezeu, Mădălin, cu roaba Dumnezeu, Ana Maria Luiza, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogotește robul Dumnezeu, Mădălin, cu roaba Dumnezeu, Ana Maria Luiza, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeu, Ana Maria Luiza, cu robul Dumnezeu, Mădălin, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roba Dumnezeu, Ana Maria Luiza, cu robul Dumnezeu, Mădălin, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roba Dumnezeu, Ana Maria Luiza, cu robul Dumnezeu, Mădălin, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și-au dat, unește-i pe ei cu Sfânta Unice de la tine, că tu dintr-un început ai zis parte de bărbătească și femeiască de la tine să zutești bărbatului femeie spre ajutor și spre deimirea mea mă domnesc. Nu sunt astăzi, până doamnă Dumnezeu nostru, ceea ce trebuie să mă gândi tot peste moșteria ta și făgăduința ta păstrăului de părinții noștri ce alegi din nou
și neam. Sau despre rândul acesta mădălin și spre roba ta, Maria Luiza, și întărește-o dumneavoastră în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Doamna i-a trasă de-a rămânire toată, prin dimineața Maria Iosif, 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 prin dimineața arătată de Vărâta Mare, prin dimineața Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel Sfântor când a zis, dați mele dreapta lui și limbiță cu cel braț mâncând să ne veselim. Această dreapta ta, Doamne, fărmat pe Moise Maraios și vezi prin cuvântul tot ce adevărat, cerurile s-au întâlnit și pământul s-a întâlneat și dreapta lui Părintei să te printeze cu cuvântul tot ce bufenii și cu brațul tot ce îndar. Nu s-o dau și acum stăture, binecuvântat această tuturor iubilor, binecuvântare cerească. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lui toate zilele vieților, Mântuiește-o ce binecuvinte și sfințești toate crescând și fie slavă în țăr, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și veci și mărire. Și din toată lumea, 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 toată l
ce binecuvântat ei și-a zis, crește și vă mulțiți stăpânii Pământului. Și pe amândoi ai dat un trup din soție, că și pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu despargă. Cel ce binecuvântat a făcut-o Avram și-a deschis pântecele sale și le-a furtat la multor neori. Cel ce prin fixare vreme și-a binecuvântat nașterea ei, care i-a însoțit pe Iacob, Trachea și din ei a iertat 12 patriarhi, cel ce i-a însoțit pe Iosif cu Asineta și-a întâlnit loc cruci pe Efrem și pe Manase, care prin pe Zaharia și pe Elisabeta și-a dat loc pe Reintele pe Torul, cel ce din rădăcina lui Iosif într-o trup mai crescut pe pururea Fecioara și te-ai după aștept născut pentru cumplirea neamului omenesc, care pentru nedreptul tău bar și pentru frunta ta plântate, ai venit în Cana Galilei și unta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și naștere de fiul din aceasta. Însuți, Stăpâne preasfinte, primește rugăciunea noastră a oamenilor tăi și pe faptul și aici fiind de față cu ajutorul tău cel nevăzut, binecuvintează unta aceasta. Și dă rugărilor tăi acestora, Mădălin și Ana Maria Luiza, viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste, mâna către altul, într-o legătură a păcii, dar de prunci și sfinții cu viață neîndurată, cu mâna cea neveșteșită a Mărinii. Învrăcește-i aș vedea pe fiii fiilor lor, păzește viața lor fără de bântuială și le dă lor din roua cerului de sus și din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți. Și le împlinește lor și celor ce sunt împreună cu ei toate cele rece către mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurător și de oameni viitoriești și ție slavă în țăr, împreună și fără niciun altă părinte și prea Sfântului și Bunului Dumnezeu, în viață cu început ai zidit pe om și ai pus pe el ca un stăpân al făpturii și ai zis, nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem lui ajutor din trânsul. Și luând una din coastele lui ai zidit femeie pe care văzut-o Adam, a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa unul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne Doamne, Dumnezeu nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Mădălin și Ana Maria Luiza. Și dă roabei Tale acesteia să se plece într-o toate bărbatului său și robului Tău acestuia să fie cap femeii, ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe Dânsii Doamne Dumnezeu nostru, cum e binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebecca, pe Iacob și pe toți patriarhii, pe Moise și Senfora, pe Iosif și Asineta, pe Ioachim și Ana, pe Zaharia și Elisabeta. Păzește-i pe Dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, cum ai păzit pe noi în corabie, pe Iona în pântecele Titului, pe Sfinții Trei Tineri, trimițindu-le lor rouă din cer, și să vină peste ei bucuria aceea pe care a avut-o fericită Elena când a aflat cinstita cruce. Adu-ți aminte de Dânsii, Doamne Dumnezeu nostru, cum ți-ai adus aminte de Enoch, de Sem și de Ilie, de Sfinții Tăi 40 de mucenici, trimițindu-le lor rouă din cer. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de părinților care i-au născut și i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temelile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robii Tăi aceștia, aduți aminte, Doamne Dumnezeu nostru, și de robul Tău, Mădălin, și de roba Ta, Ana Maria Luiza, și binecuvintează pe ei. Dă-le lor doadă, pentru ce îi pungi bun și bună înțelegere sufletească și casă. Înalțe pe ei ca pe cei din patru ca o vie otrăznică. Dă-le lor roadă de pământului ca toată îndestrugarea având să sporească spre toată fapta cea bună și binecuvântă ție. Să vadă pe fiii fiilor lor care și-au cânțe tineri de măzlii împrejurul mesei lor. Și bine plătând înaintea ta să strălucească precum luminătorii în cer, pentru tine Domnul nostru Iisus Hristos, care să obține toată slava, puterea, cinstea și înțelepciunea, împreună cu cel fără de început altă părinte și prea sfântul și bunul și de viață pentru Domnul Duh. Acum și bunurile și în veci, deci nu o Amin. Domnului să ne Doamne, miluiește! Dumnezeu cel Sfânt, care din țările ai făcut pe și din coasta care ai zis femeie, și ai zis Domnul spre ajutor, pentru că așa bine cu slavei tale să nu fie unul singur pe pământ. Însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din Sfântul tău locaș și unește pe robul tău, Mădălin, cu roaba ta, Ana Maria Luiza, pentru că de la tine se însoțește bărbatului femeie spre ajutor și spre dăinuirea neamului omenesc. Încurunează într-un trup dăruieștelor lor roadă pântecelui dobândire de prunci buni, ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună Domnului Dumnezeu, în numărului, cu roaba lui Dumnezeu, Ana Maria Luiza, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Amin. Se cunună Domnul Dumnezeu, Mădălin, cu roama lui Dumnezeu, Ana Maria Luiza, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Domnul Dumnezeu, Mădălin, cu roama lui Dumnezeu, Ana Maria Luiza, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Ana Maria Luiza, cu roaba lui Dumnezeu, Mădălin, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Ana Maria Luiza, cu roaba lui Dumnezeu, Mădălin, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu, Ana Maria Luiza, cu roaba lui Dumnezeu, Mădălin, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Nu mai ajung. Eu zic să dăm pe spate, ca să nu stăm pe acela. Să dăm pe spate de ei. Și cu cine stă, îl cununează-i pe dâșii. Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire și cu cinste, îl cununează-i pe dâșii. Doamne mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin. Iar Iisus i-a răspuns, cele privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu nu a venit încă. Mama lui a zis celor care slujeau să face și ea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului. Și ei au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a rămas slava sa și au crezut întrânsul ucenicii săi. Slavă! Care se însuțesc unul cu altul prin taina munții și pentru casă bisericilor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Încă ne rugăm pentru robii tăi, Nicu și Mihaela, Mirela, Nala și acestora, și pentru poporul care stă înainte în Sfântă Biserica ta, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește. Noștri și pentru toți drămăritorii creștini, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cine trăincește pe noi stăpâne cu îndrăznire, fără de o sândă să cutezăm, a te chema pe tine Dumnezeu Tată ce ceresc și a zicem. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția
toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii voi. Și acest pahar Duhului pe care l-ai dat celor ce se unesc prin unirea Mânții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii voi. Amin. Să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate, poruncile lui Dumnezeu. Ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rachela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduirile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Thank you.
Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Crucea Țărvârșit și rământ înaintea Sfântului Altar, că veți păzi legătura dragostei și a unirii dintre voi până la mormânt curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul, urmând ce este făcut lui Dumnezeu și oamenilor. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeu nostru, care venit în Cana Galilei și uite că acolo binecuvântată, binecuvintează și pe rugătii aceștia, Mădălin și Ana Maria Luiza, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin unirea Mânții. Binecuvintează intrările și ieșirile lor, înmulțește purtăți viața lor, primește cununile lor în împărăția ta, păzindu-i curați, fără prihană și neasupriți în vecii veci. Domnule cea de-o ființă, cu tot sfântă și începătoare de viață, o Dumnezeire și o împărăție să vă binecuvinteze pe voi. Să vă dea o viață îndelungată, naștere de prâșbun, zbor, viață și credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești, să vă vrănicească de desfătarea bunătăților celor făgăduite. Pentru că cele prea sunt nescătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților voi. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea voastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și cururea și voi și voi și fără amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, ce Părinte, binecuvântați. Și sare ale sfinților, slăviți-vă și întotdeauna lăudați-vă apostoli. Ale sfinților de Dumnezeu, cunați întocmai cu apostolii, împărații Constantin și Elena, ale Sfântului Marlon Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Ziua de astăzi la mulți ani, ține la Dumnezeu multă sănătate, Dumnezeu, să fiți voioși și frumoși așa cum sunteți și astăzi, să vă iubiți unul pe altul, așa cum a spus și rugăciunile noastre, să păstrați așa cum și domnișoara Mireasa a sesizat, viața dumneavoastră curată și neîntinată de orice fel de pată sau orice fel de întinăciune. Astăzi ați plecat împreună pe această mare a vieții și ca orice mare, întotdeauna ea are și valuri, este și tulbure, este și învolburată, dar este și lină. Contează foarte mult să știți să țineți această barcă a vieții dumneavoastră pe ape line, ca viața dumneavoastră să meargă așa cum trebuie, frumos, lin și fără probleme, fără greutăți. În schimb, să știți că, așa cum la naștere primim acel înger bun de la Dumnezeu, vine și celălalt care caută să tulbure toată viața omului. Și la fel va veni și la dumneavoastră și va încerca să vă tulbure căsnicia. Însă, păstrând în minte rugăciunile acestea ale cununiei și având alături de dumneavoastră o pereche de nași care de astăzi au devenit părinții dumneavoastră spirituali, veți putea să treceți peste toate greutățile și peste toate vicisitudinile vieții care apar inerent în viața noastră. De aceea vreau să întăresc mai mult și rolul nașilor, așa cum am spus, care sunt părinți spirituali, pe care dumneavoastră trebuie să-i ascultați așa cum ascultați pe părinții dumneavoastră. Sunt întotdeauna părtinitori părinții, pentru că este normal să țin cu copilul meu, oricât de mult mi-aș iubi ginele sau nori. Dar părinții aceștia spirituali pe care astăzi îi aveți, nașii dumneavoastră vor fi întotdeauna de partea amândurora. Vor încerca să vă sfătuiască, vor încerca să vă arate calea cea dreaptă și cum este mai bine să faceți în viață. Așa că respectați-i, fiți alături de dumneavoastră, fiți întotdeauna la un pas înainte de cerințele și de bunăvoința dumneavoastră și să fiți cu toții o familie unită. Pentru că, așa cum am spus și în rugăciuni, ceea ce Dumnezeu unește omul să nu despartă. Să vă întărească Dumnezeu credința, să fiți bucuroși atunci când veți avea copii, că al doilea, al treilea, nu? El este primul? Sau? Da? Primul. Vă așteptăm și la celelalte botezuri, da? Să veniți, așa cum am spus, să te mulțești Caraghela, care a avut 18 copii. Da? Și să fim întotdeauna bucuroși și voioși, așa cum suntem astăzi, da? Credeți și el, îi place. Bine. Acum o să... Așa. O să mergem să ne...